Iată că în a doua zi de Paște, bucureștenii au parte de o nouă relaxare. Capitala a ieșit din scenariul roșu după ce rata de infectare a ajuns sub 3 cazuri la 1000 de locuitori. Asta înseamnă că restaurantele și cafenelele pot primi clienți la interior, iar teatrele și cinematografele se redeschid. Lorena Burlacu ne explică. Lorena, te urmărim. Pentru 3 zile la rând, Bucureștiul, doamnelor și domnilor, a înregistrat o incidență mai mică de 3 la 1000 de locuitori, iar autoritățile au decis relaxarea restricțiilor. Astfel, cafenelele și restaurantele se vor deschide la interior, însă clienții vor putea ocupa, atenție, maximum 30% din locuri. Și foarte important, și teatrele, cinematografele și sălile de spectacol se vor redeschide. Incidența este 2,62. Astfel încât poate fi permisă funcționarea sălilor de spectacol, redus la 30% din capacitate, și de asemenea este permisă funcționarea restaurantelor la interior, la fel cu 30% din capacitate. Și foarte important în acest context, magazinele se vor închide, atenție, în continuare la ora 21 și între orele 22 și ora 5 dimineața, circulația va rămâne restricționată, așa că e important să mențineți și să respectați în continuare faptul că trebuie să aveți acea declarație pe proprie răspundere.